Când nu este tătic, este jurat. Când nu e nici tătic, nici jurat, stă la studio, face câte o piesă. Are piesă nouă, clip nou, se numește Picături de dragoste. Vă rog, nu vă luați umbrela. Pepe. Iubirea n-o poți defini, durează o viață sau o zi, magie și fior. Așa a fost de când ne știm, cu toți iubim sau suferim, și prinț și cerșetor. Iubirea-i miere sau venin, ea poate face apa din sau preaful diamant. Pe rege poate domina, îl face sluga ei când vrea. E adevărat, din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aduc în zi de zi un ocean de bucurii. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aduc în zi de zi un ocean de bucurii. Iubirea poate transforma aurul pur în tinichea sau cortul în palat. Iubirea-i patimă și foc, raiul și iadul într-un joc predestinat. Dar tot ea-ți poate dărui speranțe, vise, bucurii, ariță poți zbura. Fără iubire ești pierdut, totul e zero absolut, de n-ar fi ea. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. M-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii.
Mulțumim tare mult, Pepe. Eu când aud latino și mersul mi se schimbă. Altfel merg. Bună dimineața, domnilor. Salutare. Bine venit. Am reținut câteva versuri. Dacă vrei, poți să recit deja. Plac ce? Foarte mult. De exemplu, pe rege îl poate domina, îl face sluga ei când vrea. Iubirea, da. Da? Da. Da, da. Și poate transforma aurul pur în tinichea sau cortul în palat. Asta e bună. Păi, e foarte bună. Dar cine a scris? Uite, uite, alții, da. Veți mult. Da, aveți asta inspirație. Nu bun. Prea mult. Nu, nu. Nu, inspirația vine din dragoste. Des. Puțin. Și e sănătos. Complimente pentru piesă. Clipul arată bine, unde poate să cânte băieții mai bine decât la Cârciumă. Foarte bine, foarte bine. Locația bună, mi-a plăcut foarte mult. Nu e Cârciumă, mă. Cum nu e Cârciumă aia? Nu e, am... Ați făcut-o voi să pară. Noi să pară, așa, un fel de sală de repetiție. Până la urmă e un... E o sesiune de live, așa aș putea spune. Fără fete, fără coreografie. Efectiv, ne-am întâlnit noi să cântăm, să bem ceva, să ne simțim bine. Și a ieșit un clip mișto. Îmi place mult. Ne vedem după amiază? Păi sper să ajung, da. Și eu. Da. Sper să ajungi, că eu mă duc. Păi nu, atunci, ora, atunci trec și eu, sper să te găsesc. Ora că 15, o să fie multă lume. Piața Constituției, aveți grijă unde parcați, că e destul de delicată treaba. Noi o să o considerăm un concert și un prilej de a ne simți bine împreună, de a face lucruri frumoase și de a ne saluta. Asta e cel mai important lucru. Pepe ne furnizează marfă tânără de la Nexstar și astăzi am anunțat câștigătorul în varianta publicului. Cum e, greu, ușor? Vai de capul meu, pe noi am filmat și zilele trecute și sunt copii minunați din toate domeniile. Deci nu vrei să știi ce am întâlnit. Să mai dăm din casă, să nu... Nu, ține. Îmi place că anul ăsta deci ne bazăm pe toate talentele, numai pe cântat. Da, nu numai pe cântat. Deci am întâlnit sportivi de calitate și o să vedeți. Mi se pare că ieri s-a difuzat emisiunea cu fata cu șahul. Da. Băi, campion european, campion mondial, în toate domeniile, aduși în prim plan pentru telespectatori și e o competiție extrem de strânsă. Un singur format face asta în România și aduce pește amicii mai în față. Mulțumim tare mult! Luăm scurtă pauză, ne despărțim de Pepe, dar vă vedeți cu el la ora 15 sau, cine știe, peste weekend la treabă. Poate pe la 16. Sau poate ajungem la 16. Ne vedem după scurtă pauză cu torturile lui Vlăduț. Fără iubire ești pierdut, totul e zero absolut.